ce mă, tati, mă, bidunul, mă? Ați adus bidunul, mă? Vă salut, dragi prieteni! Astăzi facem un clip despre ciobănescul caucazian. Avem aici o femelă, un exemplar foarte frumos, un exemplar reușit, gros, bot, labe, ia priviți ce osătură. Această femelă a împlinit un an luna trecută, pe 4 august. Ea este Agarta, mai are 4 surori mai mici, o să vi le prezentăm imediat. Fac acest clip pentru a vă face o idee cam cât de mare să face un exemplar de vândut așa cel mascul. Avem și ceva imagini, un filmuleț cu un mascul tot așa frate cu Agarta. L-am dat la cineva la Buzău și ne-a trimis filmare, chiar îl măsura la greabă. În masculul are undeva la 80 și ceva, că nu prea stătea el în forma lui adevărată. Și greutate undeva la 89,7 kg. Deci 90 de kg mascul, care de-abia a făcut anul. Și această femelă destul de robustă, dar nu putem compara o femelă cu un mascul. Femelele sunt un pic mai micuțe, dar uitați așa cam ce osătură are această femelă. Ia priviți cam ce osătură are această femelă. Femelele sunt mult mai echilibrate pentru cei care au o reținere de această rasă și le e teamă, ca să zic așa. Femelele sunt mult mai echilibrate, mult mai ascultătoare. Masculii sunt un pic mai vulcanici, un pic mai agresivi, aș putea spune. Ori cu o femelă te poți înțelege altfel, e mult mai docilă, mult mai înțelegătoare. Nu sunt chiar atât de agresive. Bineînțeles că la străin nu se pune problema, e un câine agresiv. Agarta, hai de lăbuța. N-ai lăbuța? Hai de lăbuța. Ia uitați cât de ascultătoare e. Hai de lăbuța. Hai pe partea asta. Hai pe partea asta. Dă-te așa. Hai. Dă lăbuța. Dă lăbuța, lui tata. Dă lăbuța. Bravo. Sus. Hai sus aici. Sus. Sus, mă. Agarta. Agarta, hai sus la tati, hai sus la tati, hai sus la tati, hai. Vedeți ce ascultătoare este și ce cuminte totodată, cu mascul mai greu să faci așa ceva. Ori această femelă și maică-sa la fel, și Luna care am dat-o la Câmpina, la Andreea și Adrian, tot așa ați văzut niște câini echilibrați, niște câini foarte corecți. Da, da, unde vrei să te duci, a? Haideți să o ridicăm un pic și în picioare, să puteți vedea mai bine. Agarta, hai, hai, hai cu fața ta, bravo, bravo. O femelă masivă, mare, am trecut-o pe mama ei. A năpârlit, are părul scurt, urmează să se îmbrace de iarnă. Să vedeți atunci masivitatea. Acum are părul foarte mic pentru că a năpârlit, i-am făcut și baie țesălată, a picat tot stratul ăla de păr mort.
l-am dat la o parte. Corectă pe picioare, ia uitați ce corectă este pe picioare, picioare drepte, labe groase, ca să vă faceți o idee, pieptoasă, bot. Ea este agată. Acolo latră sora ei, lătrătură groasă, da? O femelă cu lătrătură foarte groasă, mai rar găsește așa. O să aducem și pe prichindeia mici, mai avem 4 fetițe, o să vi le prezint chiar aici pe masă. O să punem așa cât un segment cu fiecare. Astăzi avem promoție la ele, deci sunați cu mare încredere, stăm de vorbă, discutăm, deci negociem, nu e niciun fel de problemă. O să punem un clip și cu masculul care l-am dat la Buzău, să vă faceți o idee așa cam ce masivitate de câine a putut să iasă din vânduța și masculul cu care am făcut monta. Deci 83, 80 este, mă, 80, gata, 83. Tot așa mai avem la Constanța un mascul foarte masiv, frumos, seamănă la fel ca Agarta, identic aș putea spune, decât că e un pic mai mare pentru că e mascul. Am văzut mascul mult mai mici decât această femelă, așa că eu mă declar mulțumit, dar am și oprit două femele, da, ce? Ce? Dai lăbuța? Bun, ați văzut-o pe Agarta, aducem femelele aici pe masă, vă lăsăm numărul de telefon, cei care sunteți interesați, nu ezitați să ne contactați, luăm legătura și dacă sunteți interesați de un exemplar, discutăm, vorbim și vă așteptăm aici la noi. Ea este Agarta, o femelă de un an, eu am 1,80 m, deci ca să vă faceți o idee așa cam cât e de înaltă, de mare. Bun, o să o băgăm pe Agarta la loc, o să aducem pe surorile ei, surorile ei mai mici și o să vi le prezentăm aici pe masă, numărul 1, 2, 3 și 4. Aceasta e prima femelă, ca să știm, numărul 1. Aici este femeia cu numărul 2. S-a băgat puțin în noroi, n-am ce să le fac. Stai, mama. Ești un pic mai agitată, ea nu vrea să stea. Aici avem femeia cu numărul 3. Aici avem ultima femelă cu numărul 4. Ne cerem scuze, dar s-au jucat, s-au băgat prin noroi. Sus capul, mamă.